Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce ar vrea ei să vă transmită, ele, în această perioadă. Un mesaj scurt pentru voi. După cum vedeți, aveți de ales între jadul roșu, haolitul alb și bănuiesc că e tot un jad sau, dacă nu, nu jad, agat, verde, este verde, da? Vedeți că e verde. Nu cred că e aventurin, parcă aventurin arată altfel. Dar roșu, alb, verde, vă puneți pauză și vă alegeți. Haideți să vedem ce ar vrea să vă transmită cei care ați ales această piatră roșie. Clar că este pasiune între voi, dar ce ar vrea să vă transmită în această perioadă, numărul 1. Mișeim, Adonai, Mini, Mihail, Unis, Mori, Gabriel, Unis, Mai, Uriel, Mea, Horai, Rafael. Va am roșii și hinote. Ce ar vrea să vă transmit odată? Oh, de două ori. Nici mă așteaptă odată. Cavalerul de monede. Interesant. Marea preoteasă invers. Continui. Împăratul la capătul setului de cărți. Încearcă să țină în control acest personaj. Încearcă să fie în control. Simte multă emoții, multă dragoste, multă dorință de a vă proteja, multă bucurie. Dar, vedem, încă o dată de trei ori, regina de monede. S-a simțit mințită, șase de spade, a simțit că relația dintre voi stagnează, posibil din cauza familiei voastre sau, ați, nu știu, s-au simțit mințiți, păcăliți. Intuiția lor le-a spus cu spânzuratul. Cu spânzuratul, care e o carte foarte spirituală, intuiția lor le-a spus că este ceva ce nu știu, legat de familia voastră, de bani, de situația. Probabil că au crezut că sunteți căsătoriți, ceva de genul acesta. Poate nu sunteți, dar ei... În fine, ei au simțit că lucrurile stau pe loc și s-au eliberat, șase de spade, să meargă înspre stabilitate. Posibil să fie femei, dar nu obligatoriu, stabilitate financiară. Către respect față de ei înșiși. Către altceva. Care să le ofere sentimentul că au valoare, că sunt respectați. Ia uite magicianul. Extraordinar. Deci acestea sunt, au venit în plus, să zicem. Da, șase de cupe. Simt dragoste, simt atracție, dar le este dor. Le este dor. Cu cinci de cupe. A fost un moment în... Nu doar între voi, dar poate și în viața lor în care s-au simțit trădați, au mers, s-au crescut. Însă, în această creștere, să zic, au întâlnit această... V-au întâlnit pe voi. V-au întâlnit pe voi. Și au simțit atracția fizică care este între voi. Își doresc foarte mult să comunice... Și eventual să împărtășiți chestiuni din copilărie care v-ar putea ajuta în a vă înțelege mai bine. În primul și în primul rând, tema este ce își doresc să comunice. În primul și în primul rând își doresc să comunice. Toate cele trei cărți sugerează comunicare. Posibil comunicați telepatic, dar nu-i suficient. E o chestiune de manifestare a unui adevăr încă nespus. Simțiți că este atracție, simțiți că vă înțelegeți, că există empatie, compasiune, tot ce e mai frumos, o prietenie frumoasă. Posibil și dragoste, că am văzut îndrăgostiții, da? Sau prietenia poate să crească înspre dragoste, pentru că e și prietenie și atracție.
Însă trebuie manifestat un nou început, în adevăr, trebuie manifestată o comunicare. Au venit cele două cărți, Cavalerul de Monede și Marea Preoteasă. Trebuie dezvăluite niște secrete, poate că voi, dacă sunteți semn de pământ, aveți de dezvăluit niște lucruri pe care le-ați ținut în umbră, să zic, nu neapărat ascunse, în umbră, din niște motive. Poate n-ați avut suficient timp, în fine. Marea Preoteasă invers. Dorința de a dezvălui ceva. Acum, nu știu ce sunteți, bărbați, femei, aveți principiul semne de apă, de aer, de pământ. Și cu magicianul, gemeni și fecioară, mă special, pești, iar, în fine. O să apară și foc deocamdată, n-am clarificat. Dar ce își doresc să comunice? Că vor să manifeste o prietenie, o relație, o colaborare, o poveste de dragoste, ce vreți voi, voi să fie, o să clarific imediat totuși doi de cupe, dar în adevăr, eliberați de karmă, eliberați de această teacă. Hai să nu dezvăluim tot, să ne ținem cuvintele în frâu și Și anumite cuvinte ținute în frâu nu vă ajută să eliberați tot ce poate fi mai frumos. Ce-și doresc? Stabilitate cu Cavalerul de Monede. Stabilitate. Și în primul și în primul rând, curățăm cărțile, eliberarea de, eu știu, ascunzișuri, de iluzii, de... de secrete. Dacă nu mai ai nimeni, Mihail, îmi smai, Gabriel, îmi lichnai, Uzer, îmi apurai, Rafael, la Aldo și Sfânegra. Tarifică magician. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să vă întâlniți, că și cavalerul reprezintă acțiune și comunicare, am zis, aveți destule cărți. Marea Preoteasă de obicei tace, dar faptul că a venit invers, iar toate cărțile arată dorința de a comunica, de a ridica vălul. Magician. Aveți toate resursele. Ia uite, 9 de cupe. Renaștere, un anume tip de împăcare. Un anume tip de împăcare, dar în care... nouă de cupe. Și unul și celălalt, aș spune, să vă iubiți unul pe celălalt, pentru că dacă cineva nu a spus adevărul, pentru că am văzut 7 de spade, l-ați văzut și voi, dacă cineva nu a spus adevărul, pentru că se dorește foarte mult adevărul, dacă cineva nu a spus adevărul, nu a spus-o dintr-un anume, sau dintr-o anume lipsă de respect, lipsă de dragoste adevărată față de el, de ea. În general, cine nu spune adevărul, nu se iubește suficient, nu are încredere. Dintr-un anumit punct de vedere, cu 9 de cupe, sunteți tot ce și-au dorit. Dar nimic nu poate renaște cu judecata, nimic nu se poate manifesta în adevăr, evident, fără comunicare. Ia uite, magicianul iar apare, iar valetul de spade, cavalerul de cupe. A fost o stagnare. Dar o amânare a unei comunicări. Cavalerul și regina de cupe. Două persoane. Una poate mai tânără, mai imatură, dar care poate să evolueze lângă o regină, evident. Poate să învețe cu valetul de spade foarte multe și cum să comunice și cum să comunice emoțional în cazul în care nu știe decât strict la obiect. Multe lucruri se pot manifesta, repet, dacă există colaborare sinceră. Ia uite, pasiune este. Pasiune este. Însă, iar dorința de a fi independent și în respect față de voi, mai și voi. Interesant, apare 6 de monede
și 6 de spade, iar cărți adiționale. 6 de spade lasă în urmă apele tulburi. Dacă au simțit că nu aveți suficient timp pentru ei, că oferiți timp, resurse și alt tip de energie altor persoane, au eliberat. 6 de monede uneori poate să fie un anume tip de triunghi. Nu musai amoros, dar cel puțin o persoană intervine. Poate să fie copilul cuiva. Între dânsul și o soție poate să fie copilul, da? Și unul din soți se acordă mai mult atenție copilului. Dau un exemplu, nu e totuși musai super toxic, dar poate deveni toxic. Celălalt să se simtă frustrat și nebăgat în seamă. Sau familia cuiva necesită, eu știu, sau poate nu necesită, poate are pretenții de atenție, de ajutor financiar și relația în sine nu poate crește din cauza acestor, eu știu, influențe. Și își dorește acest personaj să se elibereze de aceste lucruri. Dacă știți că au fost, acest personaj a intuit și a călătorit, s-a mutat într-un loc în care nu știu cât e de soare și cât e de bine, dar măcar nu experimentează aceste influențe în relație. Clarificăm 2 de cupe. Hai, curaj. Curaj, fără timiditate, cavalerul de monede uneori vine cam greu, dar măcar știm că vine sigur și că e stabil. Steaua, wow, a meritat așteptarea. Steaua, sunt multe mesaje, multe mesaje. Magicia, ia. Doi de cupe, da, sunteți suflete perechi, clar. Se poate manifesta victorie, se poate manifesta renaștere. În primul și în primul rând, dacă cel care știe că este mai egoist din fire, învață să se vindece de acest egoism și să împărtășească în relație. Cel care știe că are niște secrete, învață să aibă curaj și să vorbească. Asul de spade e un început în curaj, în temei, cuvânt pur românesc, nu? Însă steaua înseamnă foarte mult. Steaua înseamnă speranță, înseamnă rugăciune, înseamnă credință că voi sunteți într-adevăr. Sunteți împreună într-o altă dimensiune, clar, când vă gândiți unul la celălalt, sunteți acolo, în lumină. Cel puțin din punctul acestuia de verde sau acestuia de vedere. Dacă se gândește, în principiu se gândește frumos. Chiar dacă ori mai fi fost căderi, scăpări, secrete, personajul se gândește frumos la voi. Însă steaua poate să fie și un țel destul, okay, magicianul și Victoria, da? Victoriosul sau victoriasa. Poate să fie și un țel destul de greu de atins. Da, puteți să aveți o misiune, dar dacă ar fi să fie, să lucrați vreodată împreună, e mai greu. Pentru că, iar e o chestiune de lucrat cu adevărul, cu puterea de manifestare a unuia dintre voi și cu egoismul unuia dintre voi. Totuși, unul dintre voi a avut până acum tendința să ofere mai multă atenție satisfacțiilor personale. E ok să te iubești, dar una e să te iubești și alta e să fii egoist. E o mare diferență. Clarifică. Ia uite, și în timp ce vorbesc apare turnul. O separare bruscă. Ia uite, 5 de spade. Asta din cauza că au mai venit alte persoane în relație, dar au venit. Ia uite. Sau s-a comunicat într-un mod neadecvat. S-au creat neînțelegeri. S-au băgat alții nasul, a fost influențat de jocuri mentale această relație și separarea s-a produs. Degeaba apare 6 de spade care se eliberează, am zis, de clarificăm asul de spade. Wow, ce frumos! Au venit multe cărți, dar asta e 10 de cupe. Regina de spade, cavalerul de monede iar și temperanța.
Cu alte cuvinte, cine știe care de lucrat cu niște aspecte care țin de adevăr, da, probabil că va fi mai greu. Cine știe care de lucrat cu aspecte care țin de egoism, de renunțarea la altor, la alto, da, am zis corect, da? La alte influențe, inclusiv, repet, familia, în foarte multe relații, familia se bagă, în foarte multe relații, prietenii se bagă, de ca și când noi relaționăm, sau voi, în fine, cu ei, nu cu persoana respectivă. Nu știu, eu în general, bine, și eu în tinerețe, să zic, m-am lăsat și eu influențată. Dar acum, nu, nene, cine se bagă cu orice bârfă sau, eu știu ce, alte pretenții sau distrage atenția, energetic, poate chiar și financiar de la relație, nu, nu sunt așa. Bine, eu să zic că m-am trezit, dar nu toți sunt așa. Ideea este că asul de spade, văd cel puțin două variante. Pe de-o parte, se poate manifesta că avem magicianul și renașterea, da? Se poate manifesta o nouă etapă în relația voastră, în adevăr și în fericire totală, o familie fericită, o relație super faină. Nu știu, musai dacă veți avea copii, dar puteți să fiți super happy împreună, da? Dar pentru asta trebuie să fiți în adevăr, regina de spade, să comunicați, să gândiți, înainte să vorbiți, să nu mai vă lăsați influența. Regina de spade e un personaj cu discernământ, un cuvânt greu și foarte important, pe care mulți nu-l au, cu toate facultățile pe care unii chiar, eu știu, au facultăți sau așa, sau din potrivă, cu toată experiența de viață, nu se trebuie să ai facultate. Dar cu multe cărți, cu multe biblioteci citite, discernământul e o chestiune de, cum aș spune, nu știu, cred că e totuși de har, pentru că văd acolo un porumbel. Ideea este că trebuie să aveți discernământ, să știți ce să alege, să știți cum să vă temperați, că apare temperanța, că vă puteți echilibra, doi de cupe iară apare într-o altă formă, mult mai înaltă. Îngerii vă stau alături, dacă vreți. Cavalerul de monede apare de două ori, care reprezintă, nu musai semn de pământ, fecioară în mod special, fecioară apare de cam două ori, sau alt semn de pământ, cât apare determinarea. De-aia este încet, pentru că muncește în fiecare zi, pune cărămidă peste cărămidă, evident, metaforic și poate să fie și fizic dacă vreți să faceți casă, da? În fiecare zi, ca să construiască relația. Dar e determinat. E cel mai stabil dintre toți cavalerii. Cel mai protector. Dacă ar fi, aici este, să zic, speranța cuiva, că este speranța, că vă veți întâlni face-to-face, am văzut totuși o separare, sau dacă nu e face-to-face, e cu, fără mască. Marea preoteasă invers. Fără iluzie și fără jenă în sensul, nu obraznic, cât sincer. Da? Vulnerabil, cu alte cuvinte, steaua, da? E vorba de goliciune sufletească. Își dorește acest lucru, să fiți vulnerabil și să vindecați multe lucruri ca să puteți manifesta temperanță, vindecare. Da, relația, iar temperanța și steaua sugerează o posibilă relație fericită, da, ok, dar care, la care trebuie să lucrați ceva. Și mai ales o persoană are foarte mult de lucru, cealaltă are, să zic, mai mult de tolerat cu regina de spade și eventual de... Unul dintre voi arată calea, celălalt o urmează. Ia, 0 și 3 de cupe. Puteți să o luați de la 0 să fiți fericiți. Ia uite, dar să lăsați minciunile, mincinosul, fugăciosul, furăciosul. La cel care creează confuzii. Are multe opțiuni. Dar ce opțiune poate fi mai importantă față de izvorul tămăduirii, izvorul izvorurilor? Eu știu, apa cea mai pură, emoțiile cele mai pure pe care unul de aici le oferă. Bănuiesc că persoana, nu știu, persoana la care vă gândiți, oferă, sau voi, unul dintre voi, da? Oferă emoții foarte pure, de vibrație înaltă. Mesaje. Un anume tip de mesaje.
Asta vrea să apară. A singurul lucru real, real că vorbim de chestiuni, apare semn de pământ și aici. Venus în taur, eventual, dar nu obligatoriu, apare ceva semn de pământ. Dar 7, interesant, e numărul acestui an. Sper să vorbesc curând despre asta. Trebuie să vă schimbați concentrarea înapoi către dragoste. Am zis, dacă cineva v-a distras atenția, și aveți credință, apropo de stea, aveți credință. Mai dăm un mesaj. Repet, cel mai evoluat încearcă să-i arate într-o anume formă, să zic subtilă, poate chiar în cazul în care nu sunteți împreună și chiar dacă ați fi împreună. Ideea este să și înțelegeți că, într-adevăr, singurul lucru real în viață este dragostea. Take a chance on love. Apropo de 6 de spade, dați-vă șansa. E o călătorie, dați-vă șansa. Interesant, cu această carte aș spune mai degrabă că acest personaj visează la voi. Iar am zis, e un drum lung, e un labirint. Până să se manifeste fericirea totală. Dar asta nu înseamnă că nu veți fi fericiți și pe parcurs. Ideea este că împreună puteți să petreceți timp de calitate împreună. Să stați de vorbă, să nu doar să vă iubiți, să comunicați din suflet, să creșteți. Câte? 21? Hai fuga, parcă s-ar cere o carte din aceste de cărți. Ce ziceți? Ce ar mai fi să vă comunicăm? Da, că sper. Sper că vă veți da seama. Repet, nu știu unde sunteți, care sunteți, dar sau în cazul în care ei acum se trezește și descoperă că singurul lucru real este dragostea, speră că le veți da șansa, a doua șansă, take a chance, e un soi de a doua șansă. Dacă nu vreți, e alegerea voastră, dar astea sunt mesajele și gândurile lor. Vă rog, fără energie negativă, wow! Atracție fatală cu moartea. Moartea care reprezintă și orgasm super intens. Dar, ia uite, au fost totuși, au fost din partea cuiva, a fost încă o altă relație la un moment dat. Da, apărut regretele, lacrimile. Poate n-ați văzut. Poate ați văzut că persoana nu se simte apreciată, cum am văzut la Regina de Monede, nu se simte apreciată din cauza că mai este o altă relație. Scuzați-mă, chestia asta cu relațiile deschise mi se pare absolut o aberație promovată de societate, tocmai ca să vă distragă de la creșterea voastră spirituală. Dacă ați înțelege ce înseamnă să ai cel puțin două relații, nu 3-4, cum au alții. N-ați mai avea, vă zic sigur. În fine, luna și 4 de cupe. Posibil, unul dintre voi ascuns faptul că este tentat de această relație și a tot privit în urmă, da, interesant, la fosta relație sau actuala relație, care probabil că nu era cine știe ce. Da. Și acum, pierzând ocazia, regretă. Wow! Ce cărți! Arcane majore, moartea și diavolul? 13-15 sunt semne ceva pentru unii dintre voi, dar moartea ar putea să sugereze o separare, moartea unei etape în care voi v-ați mințit și ați manifestat energia aceasta toxică.
Cred că diavolul, da, sunt cărți sexuale aici. Nu vorbim doar despre atracția teribilă dintre voi cu cele două cărți. Este nebunie. Dar, obsesie. Am zis, atracție fatală. Nu mai știu cum era filmul ăla, dar este. Gelozie, posesivitate. Nu mai zic când vă atingeți ce simțiți, știți voi mai bine, dar dacă ar fi o etapă toxică, ar fi bine să se încheie, pentru că apare un as de spade și steaua și cărți care sugerează vindecarea. Cu răbdare, cu răbdare. Se poate schimba energia. Încă una. Bine, foarte. Au venit două. Sunt două cărți care iar reprezintă și valetul și cavalerul de spade, dorința de a comunica, inclusiv atracția, nebunia asta, chimia care este între voi, senzația de beție, de neconvențional, de dorința de a avea ceva ce nu... Unul dintre voi nu e pregătit să-l aibă pe celălalt. Probabil că din cauza asta se creează toxicitate. Unul dintre voi, am zis, are foarte mult de crescut. La capitolul egoism, are de lucrat, stabilitate, discernământ. Dar, eventual. Din punct de vedere sexual, există dorința de experimentalism, dar nu știu dacă asta este totuși cea care... vă menține împreună cât legătura asta emoțională foarte profundă. Da, chimia este necesară într-un cuplu, dar îmi zic, depinde cum este, să nu se manifeste mai degrabă gelozia, să nu se manifeste mai degrabă gelozia, obsesia de a avea pe celălalt, celălalt să se piardă în brațele, eu știu, voastre sau invers, din dorința de a avea control. În fine, hai să vedem următorul număr. Sper că v-a plăcut, o să mai fac, dar vreau să fac folosind alte tehnici. Vă atrag atenția că o să încerc să folosesc diferite formule și tehnici, pentru că, nu de alta, dar de comunicat, chiar avem nevoie de comunicat mai des din punctul meu de vedere. Cei care ați ales numărul 2 și această piatră albă. Piatra albă, haolitul, reprezintă vindecare, dorința de vindecare a unuia, a altuia și de purificare într-un anume fel. De purificare. Hai să vedem. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Mismoli, Gabriel, Milifnai, Uriel, Me Ahurai, Rafael, Va'al Roshi, Shekinate. Ce ar vrea să vă comunice numărul 2? Ce ar vrea să vă comunice numărul 2? Odată. Ia, e tăcere între voi de două ori. De trei ori. De cât. Iar... încă n-am tăiat. Da, e tăcere. Se simte abandonat, încearcă să lucreze. Abandonat, abandonată. Clar. Și totuși, în această tăcere, eremitul, nu musa e zodia fecioare, deși sunt și semne de pământ, apare și zodia peștilor, racului, scorpionului, semn de foc. Da, pentru mine sunt nesemnificative astea. Ideea este că au fost blocaje în această relație, blocaje care au dus la tăcere, din ce în ce mai multă tăcere. Probabil cineva a trebuit să aleagă munca versus relația, din niște considerente. Dar toată această provocare a fost ca să vă vindecați niște chestiuni și unul și celălalt. Să știți, când se întâmplă, se întâmplă pentru amândoi. Trebuie să învățați să puneți granițe personale, să învățați să alegeți, să fiți selectivi. Da. Și uneori, într-adevăr, dragoste, dragoste, atracție, atracție, dar
Vedeți voi și cariera sau felul în care te construiești în viață, zic eu că este important. Este important. Acum, știu, sunt mesaje și mesaje. Să vedem tot ce este. Acest personaj, în această perioadă de tăcere și de blocaje, a meditat profund la blocajele pe care le-ați trăit voi doi și la emoțiile pe care le simte față de voi. Am senzația, doamnelor, că voi vă vedeți de lumea voastră emoțională, de vindecarea voastră, de trezirea și creșterea voastră spirituală și ei vă urmăresc, pentru că eremitul, printre multe altele, înseamnă și faptul că vă urmăresc de la distanță. Da. Și un anume tip de determinare a acestui personaj să-și păstreze pasiunea pentru voi. Valetul de spade iar urmărește. Vă urmărește. Turnul, separare, neașteptată. Dar o să clarificăm și puterea. În această separare care a fost neașteptată, poate și întâlnirea a fost neașteptată, personajul a rămas cu gândul la voi. A rămas cu gândul la voi și la faptul că sunteți foarte puternice, doamnelor, și sensibile, dar extrem de puternice și posibil printre puținele persoane care îi poate tempera, îi poate ghida cu blândețe, nu cu dorința de a-i domina, cum probabil au fost alte persoane în viața lor. Dar puterea poate să însemne și o luptă interioară, dorința de a-și face curaj să comunice cu voi, să comunice, pentru că până acum nu a comunicat. Și vor să comunice dragostea asta pe care o simt, pe care, cum să zic, o inspirați. Voi o inspirați, interesant că apare turnul și la regina de cupe, singura regina cu trăsnete în background, în spate, da? Aici este o trezire spirituală, ar spune, cu turnul, cu eremitul, cu regina de cupe și puterea este o trezire. Care, așa, în tăcere, în singurătate, în separare, acest personaj își înfruntă demonii și în această călătorie prin întuneric, ia uite, mai vede cât un trăsnet, uneori se protejează, alteori pur și simplu îl, care-i cuvântul, îl admiră. Poți să admiri și trăsnetele dacă ești într-o anumită poziție. Să zici, wow, da, într-adevăr, ce lumină fabuloasă. Șocantă, dar fabuloasă. Aș spune că e o lecție, are ceva de învățat, clar. La capătul setului de cărți, interesant, regina de monede și aici, nouă de spade, își fac gânduri. Își fac gânduri cum să vă arate cât vă apreciază coasul de spade, iar dorința de comunicare. Iar regele de spade, un personaj care nu comunică, vrea să manifeste adevărul. Adevărul este că le-a fost dor de voi, că poate o altă femeie, inclusiv mamă, rudă sau colaboratoare sau eu știu ce, le-a influențat viața și dacă nu e vorba munse de o altă femeie, poate să fie iar dorința de a face bani, de a avea viața stabilă. Și din cauza asta au renunțat la dragoste. Da. Hai să și clarificăm, da? Folosim celelalte de cărți. Ce ar mai fi? Da, interesant. Acești oameni încearcă să-și facă curaj. Nu contează cine ce sunt, dar să-și facă un anume tip de curaj să comunice cu voi, pentru că dacă sunt mai tinere decât voi, posibil să intimidați. Posibil să intimidați. Dar hai să vedem totuși exact acest turn. Curățăm cărțile. Bișeim, Adonai, Mimai, Mihail, Mimai, Gabriel, Milif, Mimai, Gabriel, Mea, Adonai, Blanca, El, Baal, Rușin și Hinate. A venit un alt mesaj adițional. Ia uite, valetul de monede. Înjore să vină, să comunice, repet, să vă ofere un dar, să manifeste un început, că am văzut magicianul la un moment dat. Să vă dea un telefon, să vă povestească, să vă ofere un cadou, poate.
Să fac acel prim gest constructiv, un gest constructiv. Între timp vă studiază. Iar aveți cărți care arată că acest personaj vă studiază. Cum aș putea să vin ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat eventual? Ține foarte mult la voi cu 4 de monede, în secret. Interesant, poate unul dintre voi e artist, poate unul dintre voi practică tarotul sau astrologia sau și una și alta. Dar ține foarte mult să vă întâlniți cu trei de cupe, să vă întâlniți, să vă reuniți sub chitaj divin, aș spune. Nu mai tai, am zis că valetul de spade. Când valet 9 de cupe. Da, sunteți tot ce și-au dorit. Interesant, diavolul și regina de cupe. Sunt obsedați de natura voastră emoțională și mentală. Cu cât tăceți, în această carte, în aceste cărți, regina de spade tace, gândește, discerne, crește spiritual, comunică emoțional. Chiar dacă e foarte logică, se manifestă și emoțional. Cu alte cuvinte, un anume tip de vindecător, de ghid. Acest personaj simte devine din ce în ce mai obsedat, de nouă de bâte și determinat. Dar ce ar de învățat dacă acest personaj, știți voi, că are tendințe toxice, că e mai egoist, are foarte multe de învățat. Clarificăm turnul. Ce și-a dorit să vă comunice? Că sunteți tot ce și-au dorit. Ia uite, faeton. Într-un mod neașteptat, or să iau o decizie, până la urmă, odată și odată, nu știm când, poate să fie... Să sperăm că nu la anul, să sperăm că totuși e numărul 7, anul ăsta se manifestă. Această decizie de a veni înspre voi... Da. Pentru că până acum tot s-au temperat, dar vor să schimbe energia. Ia uite, deja a devenit o obsesie. Cu alte cuvinte, vindecarea nu se poate produce total fără prezența voastră sau fără această întâlnire, aș spune. Așa sunt ghidat să spun. Clarificăm puterea. Dacă au plecat, pentru că faetonul nu poate să reprezinte, deci un personaj care pleacă, se separă cu turnul de relație, posibil o chestiune care ține de trecutul vostru, că de-aia apare separare, dacă au plecat într-un mod neașteptat, vor să explice. Clarificăm puterea. Că nu din cauza voastră au plecat, mersi, pentru că voi sunteți tot ce și-au dorit, până la un punct, da. Puterea și 10 de monede. Să nu ziceți că vrea familie cu voi. Posibil. Posibil, interesant, cu regele de cupe și regina de cupe mai devreme, iau-te, să o ia de la zero. Da, să o ia de la zero și să comunice, repet, iau-te, regele și regina. Dar să aveți succes împreună, să realizați multe lucruri. Și se lasă enorm interesant. Se amână pe alocuri, iau de iar turnul. Această separare care a fost între voi a fost din cauza neînțelegerilor, poate a unor responsabilități financiare, poate a unei familii pentru unii dintre voi. Asta înseamnă mult. Familie nu zic a cui. Familie. Nu zic musai că sunt căsătoriți, unii poate că au fost sau că sunt, alții poate nu sunt de familia neamul, șoimăreștilor. Dar au plecat, 7 de spade, au plecat. Fără... Au plecat cu masca pe față. Wow. Fără să fi spus ceea ce simt. Și aici este marea lor problemă.
fără să fi spus ceea ce simt și își doresc să o ia de la zero și să exprime. Cui? Domniței, doamnelor, regele și regina. Poate că sunt semne de apă, nu știu. Opt înseamnă transformare și creștere. Am zis, studiindu-vă și observând că vă iubiți, că vă respectați, că încercați să vă vindecați, să creșteți spiritual, să vă creați, eu știu, viața conform nevoilor voastre sufletești și spirituale, nu doar financiare, aș spune că își doresc să construiască ceva de succes, o afacere sau poate chiar o familie. Clarificăm totuși faetonul. Ia uite, comunicare. Ce? Că sunteți soarele lor, că vă iubesc ca pe soare. Și pasiune teribilă, nu doar o bâtă, sunt de fapt vreo 8. Da, asta urmărește, de fapt, să urmărindu-vă, de fapt, pasiunea lor crește. Și nu doar atracția fizică, cât și emoțiile. Și nu doar atracția fizică și emoțiile, cât și un anume tip de trezire spirituală cu soarele și cu turnul și cu eremitul. O trezire spirituală. Și vor să comunice despre toate lucrurile acestea. Că voi le-ați arătat soarele într-o perioadă de întuneric a lor. Erau într-o perioadă de întuneric când s-au întâlnit cu voi. Nu contează ce erau, cum erau. Și voi le-ați luminat viața. Dar trebuie să aleagă între locul în care sunt și locul în care sunteți voi. Ce ar vrea să vă transmit în numărul 2? Că sunteți fără limită. În mod special voi. Doamnelor, că am senzația că e un bărbat care se uită, urmărește o doamnă. Doamnelor, sunteți fără limită, dar și împreună sunteți fără limită. Iar două personaje, cal și femeie, leu și femeie, două lebede, că împreună puteți să creați lucruri de durată, de valoare, să străluciți eventual. Puteți să faceți orice alege să faceți. Eventual, și-ar dori să vă încurajeze momentele în care voi nu aveți încredere. Ce vor să vă transmită? Acum, dacă voi sunteți supărați pe ei, vă rog frumos, mesajul e atât de frumos, nu îl distorsionați cu comentarii negative, că le voi șterge. Apreciază acest moment. 33 se reduce la 6, numărul iubirii al îndrăgostiților. Își doresc chiar și ei să comunice, pentru că 3 înseamnă comunicare și construcție, 3 de monede, da? Creștere, e 3 împărăteasă. Și vor să aprecieze, sau de fapt nu că vor, apreciază momentul în care v-au întâlnit, v-au descoperit, parcă au descoperit o comoară în această scoică, care ascunde lucru, da? Bine, e și un simbol sexual, dar nu asta mi-atrage, te apreciez acest moment. Sau petrece timp de calitate. Își doresc să petreacă timp de calitate cu voi, să iertați, să vă ascultați inima, practicați compasiunea față de tendințele lor toxice, eventual, față de imaturitățile lor și să petreceți timp de calitate împreună. Dacă simțiți că vorbesc despre voi, căutați alt număr pentru că se mai întâmplă și chestia asta. Da, vedeți, voi le-ați luminat calea. Interesant, asta observ. Energia feminină are deja aripile ridicate. Energia masculină le are în jos. N-avea curajul să zboare, n-avea curajul să gândească altfel dincolo de material eventual. Sau de niște... sau de un anume tip de egoism cu 9 de cupe.
doar confortul personal. Voi sunteți mai mult de atât. Voi zburați. Vă ridicați. Și a dori să... Să ne întorc. Să vă asculte, să vorbiți și să învețe de la voi. Și să învețe de la voi. Hai să vedem totuși din setul acesta de cărți ce primim, ce ar mai dori să vă transmită. Da, că sunteți frumoase, clar vă văd frumoasă, dar e o frumusețe și exterioară și interioară. Că vă simt aura clar cu soarele, simt că radiați. Nu contează ce sunteți, simt că radiați ceva ce nu oricine. Patru de cupe. Și asta vrea să vină. Nu de monede. Patru de monede. Vă spionează, ar veni să vă fure un sărut, o îmbrățișare. Ia uite. Și șase de monede de bute. Și patru de monede. Asta sugerează că ar fi mulțumit doar să vă atingă un pic. Doar să... Bine, evident că ar vrea mai mult, dar deocamdată. Sunteți într-o poziție, să zic, de forță, puterea. Sunteți într-o poziție de forță. Eventual... Ce mesaj? Simt că iei părerea lor. Că nu prea-i băgați în seamă. Deci eu asta văd din cărțile astea. Că nu prea-i băgați. A, m-ai atins sau mi-ai furat un sărut sau o îmbrățișare. Dar nu sunteți prea afectate de ei, deși ei ar fi foarte concentrați pe voi. Își doresc victorie cu șase de bâte. Își doresc să vă cucerească. Să vă aibă, dar voi păreți foarte nonșalante și detașate. Poate că aveți pe altcineva, nu știu. A, ce mai simt? Simt că există un anume tip de... Nu plictiseal. N-aveți încredere, poate. Asta văd în această carte. N-aveți încredere. Nici aici la șase de bute. Ah, da, era de așteptat să pui și tu mâna pe fundul meu, că na, asta fac bărbații, ceva de genul, nu fii cu ceva special, n-ai oferit, ia uite. Și totuși acest personaj e destul de singuratic, s-a însingurat ca să se gândească la voi, cum ați fi împreună. Da, asta simt că voi aveți ei, poate că o fi adevărat, aveți o neîncredere față de ei. Poate că vi se pare imatur, e un valet și voi sunteți regine. Iar că nu știu cum să vă abordeze, doi de monede. Și repet, nu contează cine e personajul, cât de bogat, cât de important. Personajul efectiv e blocat în fața voastră. E un blocaj în comunicare. Că am început cu blocaje. Care s-au proiectat și în relații și mai ales în felul în care acest personaj ar vrea să vină și nu știe ce să facă. Ia uite, vă privește din spate ce să facă. Mă, ce frumoasă e, ce... Ia uite, încă o realizare, încă o chestie. Ce frumos a transformat, uite, care încredere că merge către stea, către misiunea ei, către vindecare, către succes, ce mă bucur, dar nu știu ce să fac, cum să o atrag. Aș invita-o la un restaurant eventual. Sau la o cină romantică în doi. Da, ar vrea să o ia de la zero, dar sunt conflicte. Dacă cumva nu vreți să le cedați, dacă iar cinci de... Nu păreți așa, că ei sunt foarte, cu 10 de cupe. Și cu asul de cupe, că am văzut mai devreme asul de cupe și asul de bâte și soale, da, ei sunt îndrăgostiți. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. În acest moment. Ce să fac? Stau și vă urmăresc. Știu că îi place mâncarea chinezească. Ia să pregătim o chestiune, da? Știu. Că v-au studiat ce vă place, ce faceți, ce aia, ce aia altă, dar încă n-au curajul. Repet. Dar, eventual interesant, pe voi vă văd fără limită. Și ei... Până să fie în preajma voastră și până să creați ceva de... Să crească, am zis că cineva vrea să pună temerie, să ceapă ceva, până să creați, ei nu se simt chiar așa.
nelimitați ca voi. Cu alte cuvinte, voi aveți o putere specială. Din punctul ăla de vedere, eu asta zic. Mai vedem la alte etalări. Și să știți că etalările chiar sunt valabile. Chiar sunt. Cei care ați ales numărul 3, verde, da? Numărul 3. Hai să vedem ce ar vrea să vă transmită curățăm cărțile. Ce ar vrea să vă transmit acest personaj. În primul rând, verde înseamnă vindecare, înseamnă bani, înseamnă stabilitate, înseamnă abundență. Dolărei, eu știu cât ori mai fi dolărei. Dar e chakra inimii, a iubirii înseamnă foarte multe. Iubire versus dorința de bani. Interesant, și apare 4 de monede. Până acum nu ținea la bani. Acum poate că ține la relație. Vedem. Vișem, Adonai, Mimi, Mihail, Miss Moni, Gabriel, Milifnai, Uriel, Meahurai, Rafael. Ceva. Va'al Roshi, Shehinata. Se simt abandonați acești oameni, nu știu ce să aleagă. În general, cred că în general oamenii aceștia nu prea știu ce să aleagă. Dar interesant, am vorbit de verde. Voi sunteți în verde. Cu copii sau fără copii aveți responsabilități, aveți grijă de ființele din jurul vostru și ei își dau, uite, vă respectă, își dau pălăria jos. Da, jos pălăria în fața acestei femei care, în pofida tuturor problemelor, protejează și pe alții, nu doar pe... Da, nu e egoistă. Dar atracție fizică este mare între voi. Oricum, unii probabil că au probleme financiare odată și nu știu cum să vină la voi doi, pentru că meritați de trei ori. Ia uite, moarte și renaștere. Simt că situația dintre voi mai are un pic și se încheie. Dar dacă se încheie, poate renaște, însă într-o formă total diferită. Ia uite, renaște cu rata norocului. Se poate schimba energia. Uau, ce frumos. Regina de cupe și 6 de monede. O să clarific ce e 6 de monede. Dar ar putea să fie, să învețe să se echilibreze, pentru că au probleme financiare și chiar dacă au de lucru, să-și refacă finanțele, să-și facă timp și pentru relații. Aici este. Pentru că la 6 de monede nu-i musai să fie o altă persoană, cât poate să fie un alt interes sau altă situație care îți ocupă timpul. Jobul sau un hobby sau eu știu ce. Își doresc să ofere, să vă ofere pentru că nu v-au oferit, pentru că au fost ocupați până acum cu alte chestii chiar destul de neimportante și vor să schimbe energia. Conștientizează că între voi este o relație, este o întâlnire karmică de destin, care le schimbă destinul și voi le aduceți norocul. Apropo, am început cu monede, Fecioară, Taur, Capricorn, da? Așa, voi le aduceți norocul prin această dragoste, prin această trezire. Pentru că, până la urmă, ce ai bani dacă n-ai dragoste? Și când ai dragoste, da, vrei să-ți protejezi dragostea, vrei să-i oferi și chestiuni de valoare, da, și lucrușoare. În fine, viziune unora, știți? Dar, într-adevăr, trebuie, da, această cupă trebuie să fie conținută de materie, da? Până la urmă, cupa este materie, este monedă. Înăuntru sunt emoțiile, este apa. Cu alte cuvinte, cred că și-ar dori să vă protejeze. Mai rămâne de văzut ce. Ia uite, vă urmăresc. Da, simt foarte multe emoții. Simt foarte multe emoții. Însă am senzația că sunt intimidați de voi, pentru că voi... Am zis, voi puteți să manifestați, de-aia zis, sunteți norocul lor, roata norocului. Întâlnirea aceasta de destin îi ajută să-și schimbe viața. Vedeți, e o adevărată filozofie. Dacă trăiești, dacă ai fost crescut sau ai venit dintr-o familie săracă, te gândești cum tot timpul cum să faci bani, să-ți creezi stabilitate. Și uneori pentru unii acest gând îi îndeamnă să facă prea multe compromisuri, să stea în relații pentru bani și să suporte multe chestii, sau să fure, sau să mintă, sau să, eu știu, muncească în exces și să-și distrugă sănătatea și să nu mai știe de dragoste. Sunt multe
Pentru că 5 este un număr dezechilibrat și interesant cum vedeți, cum e. E cu vârful în jos, acum observ, e cu vârful în jos, e o chestiune toxică în această lipsă de bani. Pentru că oamenii care au trăit, s-au născut în familii sărace, nu au simțul valorii, trebuie să și-l dezvolte. Unii și dezvoltă. Nici ai mei n-au fost bogați. Nici ai mei n-au fost bogați, dar, în fine, unii și dezvoltă. Iar, simt că voi sunteți foarte puternici și că puteți să... și corecte. Și corecte. Și dacă cineva vine incorrect la voi, are parte instantaneu de karmă sau mai devreme sau mai târziu. Oricum, voi sunteți foarte puternice, v-ați transformat, luminați, radiați, manifestați adevăr, vorbiți în adevăr, probabil că le-ați și rostit adevărul. Și posibil faptul că le-ați comunicat în lumină și în dragoste și în compasiune, adică aceste adevăruri n-au fost puse într-un mod dur, ci într-un mod elegant, frumos, cald cu soarele, cât să inspire. Asta probabil că le-a trezit dragostea față de voi. Dar, valetă de spade, deocamdată e o tăcere pentru că oamenii ăștia nu știu ce să aleagă. Eventual, au... Voi sunteți regina sufletului lor, da? Regina de cupe. Voi sunteți regina sufletului lor, dar mai au pe cineva care tot timpul le cere bani, eventual. Poate să fie mama, poate să fie fratele, vărul, vecinul de la celălalt etaj sau eu știu cine. Sau o altă relație. Căsătorie sau necăsătorie. Cineva le tot cere bani și posibil acolo pierd, nu doar, nu e vorba de pierdere financiară, dar... Nu știu. Să renunț la acea relație și să schimb, să-mi schimb viața alături de această femeie. Pentru că roata norocului schimbă, aduce schimbare radicală. Acui la 0, acui la 180 de grade. Dar radicală. Curățăm cărțile. Întâlnirea dintre voi, clar, le-a schimbat sensul. Deja își doresc dragoste, dar am impresia că voi le-ați întors spatele. Le-ați întors spatele pentru că au de învățat niște lucruri. Voi, eventual, vă concentrați pe echilibrul vostru financiar, aveți și voi multe de lucrat în curtea voastră, în viața voastră, însă, hai să vedem ce a dorit să vă transmită. Da, că le-ați schimbat viața, că voi sunteți norocul lor. Clar! Și regina sufletului lor. Că s-au îndrăgostit, ca un trăsnet a venit această dragoste. Probabil că o să apară turnul sau o să-l vedem la un moment dat. Și pe de-o parte le-ați dezechilibrat viața, le-ați zdruncinat, că asta face cu tremurul, da? Și trăsnetul și tunetul zdruncină ferestrele. Dar se întâmplă cu un scop, ca să îi reechilibrați. Pentru că sunteți norocul, bucuria, bogăția, fortune. Continuare, vă urmăresc. Sunt cu ochii pe voi. Și Madonna mea, ia uite, Umis Moli, Gabriel, Umilicana, Uriel, Ume Aholai, al roșii și himatel. Am văzut, ia uite, împărăteasa și trei de bute. Dacă e o distanță, vor să o parcurgă, vor să vină, își fac planuri cum să vină și să manifeste echilibru, abundență, dragoste. Clarifică în roata norocului pentru numărul 3. Ia uite, doi de cu. Voi le-ați arătat că există empatie. Voi le-ați... Wow, ce carte! Voi le-ați arătat, wow. Dar într-un mod foarte frumos, foarte elegant, fără să-i acuzați. În ideea că, ca și când le-ați arătat oglinda, le-ați pus o oglindă în față, le-ați arătat că ar putea să fie frumoși,
dar au de lucru. Deocamdată sufletul lor este cam negru, sufletul lor este cam îmbâxit de emoții negative, de eventuali influențele acelea, prea materialiste sau oameni toxici, oameni care cer bani, oameni care dezechilibrează. Triunghiuri posibil amoroase, mai mult sau mai puțin, însă sufletul lor, aș spune că e prăfuit, pentru că nu s-a lucrat cu sufletul lor. Ei n-au lucrat cu sufletul lor. Au lucrat din alte motive. Dorința de stabilitate, repet. Însă voi ați venit cu o cupă cristalină, limpede, și au văzut, tocmai pentru că ați văzut cum e paharul când e curat, oglindește ce e în jur. De fapt, pe principiul ăsta se face și oglinda, da? Argintul și sticla. În preajma voastră au simțit că pot să crească. Și în primul și în primul rând ce simt? Ce? Simt că voi sunteți sufletul lor pereche și că voi îi puteți vindeca. Clarificăm Regina de Cupe. Wow, interesant, a venit în aceeași poziție și la numărul 1. Poate ați vrut să alegeți numărul 1? Nu știu, dacă unii dintre voi ați fost între roșu și verde, din niște motive, că știți că verde înseamnă bani, dolărei, da? Și roșu pasiune, că e logic. Probabil că ați ales și acolo a apărut steaua, în aceeași poziție. Acum nu știu dacă această de cărți vă reprezintă pe voi și celălalt pe ei sau invers. În fine, vedeți unde cred că unii ați ales. Sau roșu și verde, știți că sunt complementare în cercul lui Eaton, cercul cromatic al lui Eaton. Complementare, cu alte cuvinte, dar poate că puteți să ascultați și se completează mesajul. Aveți grijă, da? Steaua. Da. Am zis că sunteți regina sufletului lor. Le luminați calea, le luminați întunericul, le arătați. Că fără dragoste nu mai are sens să circule în viață. Că roata înseamnă mișcare, să circule, să se miște în viață. Ar fi, da, sufletul lor e acum într-un anume tip de doliu, de dor după voi, eventual. Pentru că se pare că ceva s-a întâmplat. Da? L-ați nu a abandonat pe celălalt din ce motive? Motive care nici nu au face cu dragoste, aș spune. Dar speră. Speră că vă veți vindeca, speră că îi veți vindeca, speră că această dragoste, chiar dacă pare de neatins cu steaua, va fi atinsă. Mai vedem. Deocamdată meditează patru de spade și fac multe griji, multe griji. Cum să vină să comunice? Uite că vă iubesc. Da, astfel de cupe, vă iubesc. Apropo de cupă, au început să simtă că au și suflet. Ia uite, cinci de monede, s-au simțit pără... Vă iubesc și sunt super pasionali. Dar s-au simțit interesat, au simțit că n-au suflet. Pentru că au fost abandonați. E sentimentul ăsta de abandon, cinci de monede, în familie. Poate că au fost abandonați în familie. Și din acest motiv n-au știut ce să aleagă. Iar doi de spade, doi de gâte, n-au știut ce să aleagă. Clarificăm șase de monede. O să clarific și steaua dacă asta vrea. Șase de monede. Patru de cupe. Au pierdut ocazie din cauza altor influențe financiare, în primul rând. Din cauza că s-au concentrat pe alte lucruri mai puțin importante. Patru de cupe înseamnă și o stare de depresie. Deci sufletul lor e trist că nu sunteți alături, că sunteți de neatins. Probabil unii dintre voi vindecați prin dragoste, sunteți vindecători, să lucrați la nivel public.
cu colective, mai mari, mai mici, vindecați oameni. Și ei zic, ce să-i ofer 6 de monede, ce să fac? Și așa am pierdut ocazia, cum aș putea să vin interesant. La capătul setului de cărți sunt conștienți că trebuie să-și exprime dragostea, să-și ceară scuze din cauza că n-au știut ce să decidă, n-au știut ce să aleagă. Poate a avut o persoană dominatoare în spate și a influențat, poate a fost o tentație la un moment dat și l-a distras atenția de la ce? De la steaua și marea preoteasă. Versus, da, vreo tentație, ceva, care i-a lăsat cu ochii în soare, posibil. Dar hai mai dăm o carte pe stea, la voci pe 4 de cupe. Clarificăm steaua. Clarificăm steaua. Clarificăm steaua. Sunteți atât de vulnerabile și de puternice, încât posibil că... Ia uite, ia arată norocului și ați mai văzut-o mai devreme, asta e. Norocul lor. Steaua care le arată adevărata direcție. Vedeți, voi, mă gândeam la steaua nordului. Pe care marinarii, apropo, marinarii, oamenii care umblă de colo-colo, Jack Spintec, nu e, a? Jack Sparrow. Apropo, personaj care umblă. Dar vrea să vină spre voi, interesant, împărăteasa și asul de cupe, ia uite. Voi le-ați schimbat în bine, dacă alții le-au distrus sufletul, voi le-ați renăscut sufletul. Și le arătați, acum steaua o văd ca pe o busolă, steaua, roata norocului ca pe o busolă, le arătați direcția în viață. Poate că au de suferit o karmă financiară din cauza unor chestiuni. Toți zic steaua, roata norocului înseamnă și karmă. Dar dacă au făcut niște fapte bune, dacă și-au dorit vreodată să fie altfel decât, eu știu, ar fi fost, voi le-a schimbat direcția. Către misiunea lor, către vindecare, către dragoste. Mai dăm pe 4 de cupe. Într-adevăr, simt că sunteți norocul lor, că sunteți predestinați să fiți împreună. Asta aici simt ei și vor să vă comunice, eventual. Ia uite, 9 de spade. Și fac griji că dacă vin, o să-i refuzați. Pentru că au greșit. Ar dori să ofere reciprocitate. Ideea este că nu se știe încă sigur, cel puțin aceste cărți, și nici nu stau să investighez foarte mult, poate în alte etalare, dacă au renunțat la acele figuri care cer bani și energie și distrag atenția de la misiunea lor în viață. Voi le arătați calea către vindecare, către credință, către speranță, către dragoste. Și poate cândva vor face și ei măcar parte din ceea ce faceți voi. Dar e o chestiune de timp. Totuși, în secret, sunt determinați să se lupte. Pentru că voi le umpleți paharele, voi sunteți tot ce și-au dorit. În secret, Marea Preoteasă. În secret, sunt foarte determinați să se lupte pentru voi. Chiar dacă voi... Acum vă concentrați pe grădina voastră, pe independența voastră, voi le arătați, repet, cum să fie victorioși, cum să manifeste, ia uite, și cum să muncească, să-și refacă finanțele, cu alte cuvinte, inspirați la capitol, ia uite, asul de monede, 8 și cu 9, inspirați cum să fie independenți, poate că au stat în relații în care au depins de banii altora, a părinților, a neamurilor, eu știu... A iubiților, a iubitelor, sunt și bărbați care stau pe banii doamnelor. Este grav, grav. Mai dăm o carte pe 9 de monede. De spade. Da, vor să muncească. Să ofere reciprocitate, să muncească. Să se transforme. Da, vor să lasă interesant, vor să lasă această femeie. Probabil că au o femeie, semn de foc, posibil, o tentație. 7 de cupe, 8 și 1 și o tentație a fost în viața lor, vor să o lase, pentru că i-a lăsat cu pinceață, da. Vor să o lase și să vină în secret înspre voi, pentru că voi sunteți corecte.
Regina de spade. Și acum își dau seama că voi, de fapt, sunteți ce și-au dorit. N-aveau nevoie de tentația respectivă. Voi le umpleți paharele. Voi le... Și nu doar că le opreți, le accesați. Aici mai era 9 și cu 1, 10. Aș spune că 10 de cupe poate să fie chiar în voi, ca și îndrăgostiții, de fapt. Da? Echilibru e în noi. Voi le atrageți atenția că da, se simt bine, că s-au simțit bine cu alții, că poate au fost o leacă cam egoiști sau poate chiar foarte mult, căutând să-și satisfacă nevoile financiare. Dar, dacă până acum au fost blocați, voi sunteți singurii care îi deblocați emoțional, aș spune. Am zis să folosesc și setul ăsta de cărți. Nu mai știu, e. Să-l iau pe ăsta. Curățăm cărțile. Mesaje. Pentru numărul 3. Ce ar vrea să vă comunice, nu? Cei care ați ales numărul 3. Deci, în principiu cam asta e. Vor să vă comunice că sunteți sufletul lor pereche, că sunteți steaua lor, sub regina sufletului, că le-ați schimbat direcția. Ia uite, că vor să petreacă timp de calitate, 4 și cu 6, 10, să manifeste o întâlnire. Poate să mergeți undeva în liniște, să vă ascultați, să stați de vorbă, pentru că au foarte multe de învățat, iar să le dați șansa. Au nevoie, ia uite, interesant, să se atingă de voi 4 și cu 7, 4, 6 și 4, 7. Deja 4-7 înseamnă 11. Voi îi echilibrați atingerea voastră. Doamnelor, am zis că unele lucrați. Atingerea voastră, vorba voastră, privirea voastră, pur și simplu prezența voastră vindecă. Și își doresc foarte mult să se întâlnească fizic cu voi. Au credință totuși. Au credință că vă veți întâlni. Extraordinar, ce carte! Union of Hearts. 2 și cu 8, iar 1 și 1. Vor să manifeste această întâlnire. O conexiune de dragoste care... În fine. Care nu are nicio explicație logică. Vor să creșteți împreună. Să-i primiți eventual în umbra voastră și să crească. Ca un lăstar, eu așa simt. Și la un moment dat să vă ajungă din urmă. 15, interesant, a fost o situație toxică. 15, numărul diavolului, practicați compasiunea. Înțelegeți-i și eventual cu compasiune arătați-le lumina cum să se vindece eventual. Asta v-ar comunica. Că vor să vă întâlniți clar cu aceste două cărți. Și își doresc foarte mult să vă îmbrățișați. Probabil că îmbrățișele voastre, am zis, i-au făcut să simtă că au suflet. Nu toate îmbrățișele au acest dar, har. Nu toți oamenii au acest dar. Voi l-aveți. Ce drăguț simt! Ia uite, să vă sărutați. Probabil că în momentul în care vă sărutați, probabil că tot în jur este muzică, păsărele, cântă păsărele în jur. În ideea că e muzică, vă conectați la alt. Deci numai, deci în momentul în care sunteți împreună, asta v-ar spune. Nu mai contează cine ce probleme are financiare, că mai există alte persoane care cer atenția sau că au fost, n-au știut ce să aleagă în viață sau că au călătorit prin viață ca Jack Sparrow, dar în momentul în care, da, timpul stă pe loc, în momentul în care sunteți împreună. Și atunci când stă pe loc, se poate manifesta. Interesant, 6 de spade apare. 6 de spade. Ce să zic, că în secret sunt super emoțional față de voi în secret. Voi sunteți fericirea lor. Chiar dacă acum întâmpinați niște probleme, să zic. 6 de spade reprezintă călătorie. Ar veni acum, ar rupe toate hainele, lanțurile, tot ce. Dar interesant ce simt. Îmi doresc să fie liber cu voi.
ce simt. Da, iar vă spionează valetul de spade. Vă urmăresc orice mișcare, orice puneți pe Facebook. De monede apare și aici. Da, aici este, ar veni. Au senzația că nu-i băgați în seamă. Seamănă în acest moment, la acest capitol, la chestiuni care țin de intimitate, probabil că sunteți atât de preocupate de misiunea voastră sau de, eu știu, refacerea voastră, de vindecarea voastră, de creșterea voastră spirituală, încât au senzația că voi nu contează. Ei nu contează așa de mult în viața voastră. Ei sunt și ei acolo, niște energii masculine care vă doresc ca niște nebuni, dar voi nu sunteți chiar atât de atrase de ei. E părerea lor, poate că nu e așa. Din acest motiv, probabil își doresc să vină cu șase de spade, să comunice niște chestiuni și să... Ah, interesant, să vă elibereze pe voi de ceva. Poate de ce? De faptul că poate voi vă concentrați pe job, pe carieră, să vă elibereze pe voi de ceva. Acum, poate voi aveți probleme financiare, iar, dar, variază, vedeți și voi că vă știți mai bine povestea. E o etalare generală. Ce vor să vină să vă comunice. Chiar dacă nu-i băgați în seamă, ei tot plin de pasiune sunt față de voi. Tot plin de pasiune sunt, ia uite. Și dacă, iar 5 de monede, asul de monede, da, 5 și 1, 6, am zis că vor să ofere reciprocitate, vor să... Își doresc această separare. 5 de monede e o perioadă în care nu comunicați prea mult sau poate chiar deloc. Că apar cărți care sugerează că vă urmăresc. Își doresc să exprime că le-a fost dor de voi și vor să manifeste o relație stabilă, protectoare, să vă protejeze. Da. Faină, stabilă, în care vă manifestați vulnerabilitățile, emoțiile. Super, super, cu 9 de cupe satisfăcătoare. Și să renunțe eventual la celelalte personaje care distrag atenția, pentru că aici este o oglindă și aici este un pahar. Paharul le reprezintă asul de cupe. Voi aveți paharul aici, da? Voi aveți sufletul lor, celelalte persoane se uită în oglindă. Cât de frumoase sunt, cât, eu știu, cum le arată, cum e casa, și arată casa pe screen, pe TikTok, eu știu. Sunt proiecții, cu alte cuvinte. Oglinda înseamnă proiecție. Și în acele relații karmice au de învățat și ei niște lucruri, referitor la egoisme și nesiguranțe și, iar, nu facem acum filozofie, dar știți voi despre ce. Dar voi aveți cupa. Cam asta e. Hai să mai vedem. Am zis mesaje, am luat mesaje de aici. Cam asta e. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Mai bine. Ciao, ciao.